Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale acordă sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor de către fermii reactivi prin intermediul submăsurii 17.1, prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Până în prezent, Afir a primit 603 cereri de finanțare în valoare totală de aproximativ 1.300.000 de euro, dintre care 340 de solicitări în valoare de 497.311 euro au fost selectate în vederea rambursării unui procent consistent din valoarea primelor de asigurare aferente. Precizăm că prima sesiune de primire a cererilor de finanțare pentru sumă sura 17.1 este încă deschisă până la data de 30 noiembrie 2019, iar acordarea financiară disponibilă este de aproximativ 42.700.000 de euro. Astfel, pentru a beneficia de sprijinul financiar, solicitanții trebuie să fie fermieri activi, să încheie cu o societate de asigurări un contract pentru riscurile menționate în cadrul sumăsurii 17.1 și să se angajeze să plătească valoarea integrală a primei de asigurare în quantumul și termenele prevăzute de contract. De asemenea, solicitanții pot beneficia de sprijin dacă utilizează terenurile agricole, cu excepția suprafețelor cultivate cu struguri pentru vin, dacă dețin, cresc sau exploatează animale, dacă încheie contractul de asigurare pentru suprafețele cultivate cu același tip de cultură la nivelul exploatației și dacă nu creează condiții pentru a obține în mod necuvenit un avantaj.